Judecătorii Tribunalului Gorj au decis la data de 5 septembrie a anului curent ca dreptul de practică al medicului Liliana Crăciun să fie suspendat pe o perioadă de un an. Decizia nu a fost definitivă, doctorița având posibilitatea să facă recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Recursul trebuia intentat până pe data de 20 septembrie, însă Liliana Crăciun a formulat acțiunea o lună mai târziu, pe 21 octombrie, fapt pentru care magistrații ar putea respinge contestația, considerând-o drept tardivă, iar doctorița ar rămâne fără loc de muncă. În urmă cu aproape 5 ani, Colegiul Medicilor a decis ca doctorița Crăciun să nu mai poată practica meseria timp de un an. Decizia a fost luată după ce în 2008 tânăra Lorena Buicu a decedat în urma unor injecții pe care Liliana Crăciun i le-a administrat în spate. Procesul a fost suspendat în decembrie 2010 și reluat în luna iulie 2014, când doctorița Crăciun a fost condamnată la 2 ani de închisoare cu suspendare pentru ucidere din culpă.